ce ai face, ești în lumea mea. E timp destul să știi ce... Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ești tot de fond de ten, ce ți-a făcut, mă, te-a zăpăcit! Da, Mariana, am o rugăminte, ai stat foarte mult cu spatele la cameră și știu că asta e coreografia, dar te rog să mai stai și cu fața, că oamenii asta apreciază la televizor. Hai, Mari, să-i cu fața. Care e treaba? De ce în această combinație? Cine a venit cu ideea? Alex. Păi, eu am compus piesa pentru Mariana Calfa în urmă cu 2 ani, când nu știam că ea e sora mea spirituală. Pentru că am mers la astrolog și am aflat că Mariana Calfa e sora mea. Culmea. 2 ani? Acum 2 ani am compus piesa, da. Și am înregistrat-o cu ea acum o lună. Am înțeles. Cu fraților spirituale aici? Stai un pic, ajungem. Îi noptează, rămân peste noapte? Nu, noi suntem frați. Ajungem acolo. Deci tu ai aflat de la astrolog că Mariana este sora mea spirituală. Da. Și ce ai zis? Bă, piesa asta? Da. Ne... Da. Ne nu te vezi la televizor. Și în plus că Mariana e impresarea. Managerul nostru e acolo. Managerul vostru, domnișoara Leopard, ține niște. Da. Să nu uiți să... cine a scris? Nu. Ai scris? Cine a scris? Păi stai să văd ce scrie. Deci atentă. Promovare, piesă. Da. Bravo, bravo. Turneu național, videoclip, turneu Germania. Ce trebuie să zicem? Multe, dar noi nu ținem minte, știi că e greu. Doamne, avem iarbă în spate? Niciodată. Nu, că ni s-a terminat, de asta vreau să zic, să mă anunțați că tot ratez. Deci fiți atenți. Ce înseamnă turneu Germania? Dă-i înapoi. Adică noi o să mergem în luna martie? Da, spune. Noi am fost și o să mai fim. Ce? Pentru că trebuie să fim. A, turneu, să mai fim. Noaptea am avut concert la Snagov. Apropo, cine vrea să ne contacteze, ne poate căuta pe pagina oficială a impresarului nostru, Cătălina Alexe, unde oamenii pot da share, pot da like, pot da mesaje și să ne cheme unde vor să cântăm, pentru că noi facem super show de 45 de minute. Bun, altă întrebare. Am colegi aici, sunt ăștia din piață. Videoclip, tehnică nouă în Europa. Ce e asta? Spune, Mari. Mariana, Mari, tu ești artist. Ce înseamnă? Noi suntem mai moderni, așa, de felul nostru. Și Eric, iubitul meu, se ocupă de treaba asta. Ai iubit care... De 25 de ani, da. De 25 același de 25 de ani. M-a speriat. Cu despărțiri și păcări. 25 clar, de ani, da. Cu sincope se cheamă. Da, da. Deci iubitul a făcut șnur, a făcut ceva cu șnurul. Cu șnur. Cu sincope, da. Cu șnur. Da. Care e treaba cu tehnica nouă? Da, este unică în Europa, va fi de fapt că noi vom filma videoclipul abia în luna martie. Da, martie. Și lansăm, da, lansăm undeva în 20 februarie. Să nu te desparți până în martie. Nu mai ai cum. Păi nu, pentru că el ne trimite regizorul de acolo, da, din Germania. A, regizorul Răzvan, colegul meu. Da. Salut. Ce rol ar putea să primească colegul meu? Da, vreți să vă facem o propunere să jucați și voi în videoclipul nostru. Cum ți-a venit ideea? Asta e că scrie pe hârtie. Scrie pe hârtie, da, exact. Păi Cătălina Alexe, managerul nostru, s-a gândit la toate, să știa, avem nevoie de vedete în clip. Ia să gândește mereu la toate. Dați-mi fița, dă-mi un pic microfonul, Alexe. Veniți de speech. Eu? Da. Nu, dar nici nu sunt din localitate. Am văzut. Domnișoara Leopard, noi ne știm din spate, bună dimineața. Numele complet, vă rog. Cătălina Alexe. Nu mai ține asta, că citesc oamenii greșit la televizor. Cum, care este poziția ta în această combinație? Promovarea celor doi artiști și nu numai, da. Dar în momentul de față cu ei sunt pe turneu de promovare național. Avem un birou aici în București și încă un birou în Germania. Aveți birou în Germania? Da, deci eu în München. Okay. Deci eu îl conduc pe cel din București și mai avem pe cineva în Germania care se ocupă de partea de promovare. Bravo. În zona Europei. Am înțeles. E bine să fim organizați să avem birouri. Ești familiară cu serialul The Nanny? De Daca? Da, Miss Fine. Înțeleg exact ce vrei să spun. Nu? Ai stilul ăsta interesant de a vorbi, dar este pentru unii bărbați e foarte sexy. Adică am înțeles. Ei sunt ca niște copii pentru mine, iubesc și e o legătură foarte, foarte puternică de prietenie, în primul rând, între noi, nu numai de promovare.
Eu mă ocup cu Alexandru și de organizări de evenimente. Noi avem o firmă. Da, stai că nu trebuie să zicem tot acum. Da. Suntem, știi cum e? Intră, na, vorba aia, ajunge acasă la om, o iei ușor. Avem și o întrebare din partea lui Puberu. Și eu mai filmez la botezul, la cum. Da, și Puberu. Spune-mi, te rog, noi ne-am mai văzut, cred, și erai tot în leopard. Ești pasionată de marile feline? Da. Dânsa este pasionată de felinele mari. Ce n-ar trebui să lipsească din garderoba unei femei care are birou și în România și în Germania? Pe animal print. Un print de leopard, de exemplu. Deci leopardul, dar pe ce? Pe... mai eu, pe bluziță, pe fustiță, pe pantofiori, pe... Deci trebuie câte un pic de leopard... Undeva se ambi, poate dacă puteți să așeza, peste tot, exact. Ce? Pentru business-ul al nostru. Ce business? Firma aia noastră de anulări evenimente. Ce vrem noi să facem? Cine face un eveniment, noi venim și la anulăm. Da, anulăm, facem o firmă. Dacă vreți să colaborăm... Dacă puteți să ne faceți un birou în Germania. Nu. De România ne-am săturat. Deocamdată noi ne ocupăm doar de promovare, nu de anulări. Deja duduie Facebook, uite. Ce-ai făcut, mă? Ți-a trimis o cerere de prietenie. Ai o cerere de mesaj. Glisați pentru a deschide. Degajați. Nu. Ia să vedem ce... duduie Facebook-ul. Are parolă, ai văzut? Bună. De ce nu le răspunzi, bărbaților? Uite. Podarul Cornel. Vin foarte multe mesaje. Băi, da, tot felul de... Bună. Nu putem, că sunt general, soțiile lor, sunt și ele la televizor. Ce vreau să zic? Asta e telefonul de serviciu sau al tău personal? E din Germania? Deci nu ai în el ceva ce ar putea fi defăimător. Compromițător. Nimic. Uite, ai poze cu Paul, colecții, preselecții. Cu ei, cu animăluțe. Ai poze cu leopard, ai? Nu știu unde să cauți. Stă foarte bine roșu. Mulțumesc frumos, îmi place foarte mult culoarea. Dar de ce să faci poze așa în oglindă? Sunt de Revelion pozele. Așa era îmbrăcată de Revelion? Așa. Mi se pare interesant. Bine, nu aici cam... trebuie să cauți. Dar unde? La șterse recent. Nu mă pricep așa bine. Domnișoara Leopard, ce vreau să vă zic? Da. Felicitări pentru... Du-te. Noi vă facem o invitație, dacă doriți să participați la filmarea videoclipului nostru. Ca ce? Ca și roluri. Ce rol aș putea să primesc eu? De exemplu, un milionar excentric. Aș putea fi un milionar excentric? Da. Ce nume mai vedea că am în... Cum ar trebui să mă cheme? Smith, Mr. Smith. Mr. Smith. Smith. Aș avea soție? Nu. Aș avea amantă? Implicit... Deci nu se poate nu se fără. Poate. Brav, mulțumesc exact pentru acest test de perspicacitate. Răzvan, ce ar putea să facă în acest videoclip viitor? Îl văd salvatorul Marianei. El să o salveze pe Mariana. Să o salvezi gură la gură. Atenție, regizorul, iubitul. Dacă e cazul, da. Da, doar dacă e dacă cazul. Dacă vedeți ceva, da. Am înțeles. Și eu pe ea și pe mine. Flavia. Și Flavia. Și Flavia. Flavia ca ce? Balerină. Balerină cu talent. Am înțeles. Nu în ultimul rând. Da. Corect. Face conexiunea dintre voi. Mai pictezi, Mariana? Tu mai și pictezi? Logic. Nu te-ai oprit niciodată din pictat? Niciodată nu. Dar din iubit te-ai oprit vreodată? Niciodată. Din iubit și din pictat? Niciodată. Că fără nu se poate. Spune-mi, te rog, această hârtie creponată pe care o porți... Aseară Alexandru mi-a... Ce ți-a făcut? Eu am aranjat-o. Tu ai șifonat-o? Da, i-a adus-o din Germania. Da. Și asta e din toată Germania. Toată noaptea am stat și am aranjat-o, să știi. Da. Din dobarte, în alta, dobarte, în alta, e foarte... Trebuie să arate foarte bine. Mă duc... Ne vedem pe Facebook, corect, da? Da. O să vă dăm câte un like. Mă duc să-mi iau pastilele. Da? Îmi bate inima în sincope. Te rog frumos să ți le iei ca să fii ok, da? Am să vin să... Răzvan! Da, salvează-mi milionar! Salvator! Sâmbătă! Dani, domnul Dani, puteți să anunțăm și noi că sâmbătă avem concert la Brașov. Toți cei care vor să vină, să ne asculte, să rămânem cântați. La ora 10 seara, n-am voie să spun clubul, îi așteptăm în Brașov. Pot intra pe Facebook-ul managerului nostru și acolo scrie exact clubul în care noi vom cânta. Vom face mega spectacol până la miezul nopții. Să zică, mă, clubul, să nu nimeresc acolo. Mai avem vreo fișe leopardule. Nu greșim. Ne vedem în club la Brașov. Da.